TH. Bună, eu sunt Mirela. Și eu sunt Tea, împreună suntem Meet Influencer Authority. Mirela, astăzi vorbim despre subiectul meu preferat. Trebuie să știți că prietenii spun Tea cu acnea, nu doar prietenii, și ușor-ușor apropiații, pacienții, pentru că există o bază solidă pentru această titulatură. Dragă Tea cu acnea, subiectul nostru de astăzi este acnea. Este un subiect mereu actual? Doamne, a fost, este și va fi. Deci, nu asta vă să aud. A fost, este și va fi și vreau să spun că și tratamentul acnei a fost, este și va fi. De la zi la zi tratamentul este altfel, de la zi la zi pe a pacientului este altfel și de la zi la zi acnea este descrisă altfel. Este un subiect viu, un subiect în mișcare. Dinamic, înțeleg. Nu numai că e dinamic. Vreau, uite, îți dau de exemplu una dintre definiții pe care, o definiție pe care în urmă cu ani de zile de-abia, dacă vorbeam și o spuneam această definiție, toată lumea se uita așa un pic strâmb. Uite, îți dau un exemplu. Acnea cu determinism genetic, genele care predispun pacienții la acnee, prezente la naștere, dar silențioase pe toată perioada copilăriei, se activează în perioada preadolescenței și a pubertății. Uite-te și tu, și când dăm definiția acnei, deja sună altfel. Și atunci, de ce există tendința asta de a ignora acnea? Sunt foarte multe persoane care trăiesc cu ea și cred că așa e viața. Analogia asta pe care tu o faci între viață și acne este una extrem de actuală. Este exact cum în viață ai o situație, nu ești în stare să te ocupi de ea, o amâni până când este atât de mare încât ori explodează, ori te lași, ori te lași pe gubaș, ori pici psihic, Tot așa este și cu acnea. Pentru că tu încerci să scoți un coș, consider că dacă ai scos acel coș s-a terminat acnea și ghici ce, tu n-ai făcut decât să te auto-însămânțezi, dintr-un coș se fac 2-3 și mai e ceva, lumea se așteaptă ca acnea să debuteze cu un coș. Ei bine, ea debutează cu un coș, dar înainte de a debuta cu un coș, debutează cu o transformare la nivel cutanat la care tu nu ai așteptări să se ducă spre acne. Uite primul nostru slide de astăzi și uite, ai fost exact pe ideea asta. Da. E mit sau nu? Acnea începe cu un punct roșu pe față. Asta este una dintre cândva, știi că noi avem tot felul de propoziții pe care le spunem când vorbim despre acne și una dintre propozițiile noastre este că fiecare acne începe cu un coș, cu primul. Adică vine lumea, are o față așa, e toată plină, afectată de coșuri, acnea începe cu un coș. Ai un coș, întrebarea este dacă va dispare sau dacă se va transforma în acne. Răspunsul nu știe nimeni. Ai nevoie de un specialist. Știi că eu pe pagina școlii, pe Mirela Vescan Makeup, pe Facebook, primesc multe mesaje. Și la un moment dat, cred că anul trecut, mi-a scris cineva, o fetiță. Vă rog frumos să-mi recomandați și mie un coș, un fond de ten, care să astupe coșurile. Și eu răspund, dacă te confrunți cu acnea, nu ai vrea niște sfaturi pentru rezolvare, pentru ceva de genul ăsta? Un fond de ten, vă rog. Deci scurt și-am dat. Dar nu-și dorea decât să nu mai vadă. Nu s-o trateze. Ce asta? Hai, dar vine la pachet, cu o poveste întreagă. În primul rând, n-ai chef să te ocupi de asta. Deci, acnea este o situație care se așează în viața ta, de care tu habar nu ai, consider că se manifestă pe piele, ori ea nu se manifestă pe piele, imediat o să-ți explic unde se manifestă de fapt acnea, se manifestă undeva în spațiu, se manifestă undeva în eter. Iar dacă tu nu ai imaginație și dacă nu înțelegi, dacă nu pricepi tipologia, această afecțiune care a picat pe capul tău, pe pielea ta, ești un sclav și o victimă sigură în mâinile acneei. Deci eu îți pot spune, am 17 ani de când tratez acnea, dar tratez acnee, deci tratez pe bandă, tratez acnee, eu îți pot spune că... Pe toată lumea la fel? Nu, nu pe toată lumea. Sfaturi pe WhatsApp?
Nu pe WhatsApp. La un moment dat, tratamentul acnei este la fel, că trebuie să te speli, trebuie ai o procedură, trebuie să pui niște lucruri. La un moment dat, tratamentul acnei este la fel, trebuie să iei suplimente, noi nu dăm antibiotic, da? Deci, la un moment dat, tratamentul acnei, hai să spunem că este la fel, dar este complet diferit de la o persoană la alta. Aha, asta o să... Complet diferit. Cine consideră că ceea ce mă tratează pe mine de acne te tratează și pe tine, pur și simplu bate câmpii. Deci, tu gândește-te că numai la produsele de curățare noi avem 7 produse. Păi, nu poți. De ce am 7 produse de curățare? Fiindcă combinațiile dintre ele sunt diferite, sunt diverse combinații în funcție de persoanele pe care le tratez. Ia să vedem o întrebare. La ce vârstă apare acnea? Doamne, Mirela, de unde se vede că te pricep la acnea? Păi, eu pot să-ți spun că am avut sub ochii mei o fetiță de 6 ani care avea deja porii lărgiți pe nas. Referitor la vârsta la care debutează acnea, pot să-ți spun că această fetiță de 6 ani, care avea acești pori care erau deja dilatați, conținutul porilor era deja oxidat, se vede clar cum se transformă în comedom. Avea glande sebacee active. Da, la 6 ani. Și am rugat părinții să îmi permită să mă ocup un pic, să văd un pic ce se întâmplă acolo. Copilul avea 6 ani și vreau să-ți spun, conținutul acelor pori era unul bogat, a trebuit să intervină acolo mai mult de o singură dată și am și spus părinților, copilul ar trebui să intre deja într-un tratament care pentru prevenția acnei. Bineînțeles că nimeni n-a știut ce să facă cu acest lucru, drept pentru care copilul a avut acnee. Ani de zile am tratat acea fetiță, la vârsta de 24 de ani i-am tratat acnea. A venit final. Singură. A venit ea singură, de ce a avut acnee, s-a declanșat acnea undeva pe la 12 ani, a ținut-o în frâu cu tot felul de lucruri anticoncepționale care nici n-ar fi trebuit luate la vârsta respectivă, măcar. Avem întrebarea pe listă. Da, sigur că da. Și, bineînțeles, în momentul în care vezi că porii se dilată, nu contează câți ani are copilul. În momentul când vezi că porii se dilată, în momentul în care vezi că pielea își schimbă textura, imediat apuci de acne. Noi am avut o imagine pe fata Roxane Gabor Iliescu, prietena noastră. Ea de la 8 ani a avut o acne, deci de 3 ori. La carte, mi-aminte. Exact, și am tratat-o, ea nu s-a ținut de tratament, n-a mai venit la tratament, iar acnea a revenit, pe la 10 ani iarăși a venit, iar am tratat-o, dar vreau să zic, eu atunci când tratez acnea, tratez că pielea arată impecabil, tu știi foarte bine, da, se recuperează. Acum este bine, Tereza. Tereza este astăzi, joacă polo și este foarte mult în apă, deci este foarte activă într-un sport care implică apă, clor, transpirație și așa mai departe, dar clar, acnea poate să înceapă oricând. Deci nici măcar cândva puteai să spui că odată debutează acnea cu vârsta pubertății, nici pomeneală, acnea poate debuta de la 6 ani. Deci acnea are sau nu o vârstă? Nu, n-are din punctul vârstă. Meu de vedere n-are vârstă, poate nu chiar 2-3 ani, deși există acne și la vârsta asta, de altceva, hai să nu intrăm acolo. Ne-ai vorbit odată de acnea bebelușului. Da. E altceva, nu intru. Acnea bebelușului este altceva și e tratată altfel. Eu vorbesc de acnea asta care se poate transforma într-un partener de viață. Mirela, are lumea acne, femeile au acne la 60 de ani, e dar posibil așa se ceva? Se poate transfera... Se poate moșteni, în sensul că copilul să primească un stafilococ de la mami și acest stafilococ să activeze în pubertate, în perioada pubertății? În primul rând genetic. Deci, așa. În primul rând, e suficient că unul dintre părinți a avut acne și câteodată e suficient ca bunicii să fie avut acne. Automat o imunitate slabă exact. A pielii. Definiția pe care ți-am citit-o era o definiție care se referea la determinismul genetic, adică sunt niște gene care predispun pacienții la acne. Se știe astăzi că, din punct de vedere a genelor, genele se manifestă așa cum consideră ele. Eu vorbesc acum într-un limbaj foarte accesibil, da? Ele se manifestă până la vârsta de 18 ani. După această vârstă există o șansă de 20-30% ca ele să se manifeste, dar până la vârsta de 18 ani, da, ele se pot manifesta. Ai avut un părinte cu acne, ai avut bunici cu acne, te poți trezi că acnea se manifestă, nu există o regulă. Ca să nu mai vorbim că, exemplu pe care l-ai dat tu, că din familie, având un stafilococ, imunitatea pielii este scăzută, te trezești de azi pe mâine cu
cu acnee. Deci acnea este ceva, este un chiriaș care se așează pe pielea ta, în casa ta, nu-ți plătește chirie, nu te întreabă de sănătate, face din tine ce vrei tu. Ce face și petrecere când... El. Stai în casă, n-ai chef să te duci nicăieri în pijama, pielea ți arată bine, a doua zi te pregătești că te duci la un party sau te duci undeva, îți iese cornul în frunte. Pentru că merge mână în mână cu toate terminațiunile nervoase. Este o parte, ține și de sistemul nervos. Deci este o bulibășeală, dacă vrei să explici cauze sau reguli în acnee. Ai spus cuvântul cauze și următorul slide. Care pot fi cauzele apariției acnei? Aceasta este o hartă a feței și vedem zone și ce și de unde apar problemele. Da. Păi, în primul rând, să-ți spun și că și de ce. Contează foarte mult zona în care îți apare acneea. Tu știi că cine vine la noi, noi nu începem tratamentul până când nu-l trimitem să-și facă mai multe investigații și de foarte multe ori, investigațiile alea pe care pacientul le face, dau niște rezultate pe sistemul unde dai și unde crapă. Am avut inclusiv pacient care și-a descoperit, bine, era un pacient mai în vârstă, și-a descoperit cancer, de exemplu, care n-ar fi știut de cancer dacă nu venea la noi. Un exemplu. Nu are nimic de a face cancerul cu acnea, dar făcând analizele, tu te duci pe ceva și descoperi altceva. Un exemplu, da? Sau pacientă care a descoperit că era însărcinată. Unde dai și unde crapă. Bine, astea sunt niște chestii așa în plus de situație. Dar descoperim o grămadă de lucruri. Și pentru noi, bineînțeles că contează să văd unde se manifestă acnea pe piele. Adică știi că dacă e ceva în vârful nasului e din cauza inimii sau dacă sunt obraji încărcați cu acne, asta este dată de stomac, mai jos un pic sub osul zigomat, acolo sunt plămânii, dar și când te îmbolnăvești de plămâni, tot în zona aia te înroșești un pic. Da. Știi? Înainte să-ți răspund la întrebarea asta, am să-ți explic unde se află acnea. Unde este localizată cauza de bază acnei. Ți-aduce aminte la școală că aveam niște cercuri și făceam mulțimi încrucișate? Da, mulțimi, da, da. Exact. Da. Hai să facem așa, desenăm vizual, da, mental. Vizuăm, facem un cerc pe care îl numim organism. Așa, vrei să fac un cerc imediat? Da, te rog. Facem un cerc pe care îl numim, cât faci tu asta, eu am să mă uit în cameră și o să explic. Desenăm un cerc pe care îl numim piele. Scriem pe el piele. Ok. Mai desenăm încă un cerc care reprezintă deci, o altă mulțime. Hai să faci, stai, dacă... Așa. Oh, ce frumos. Facem un cerc. Superb. Tac, asta okay. îmi place când piele. Suntem spontane. Exact. Piele. Ok. Mai faci, te rog, un cerc care să se intersecteze cu această... Tot acest negru? Cerc. Puteți să-l facem altă culoare, dacă vrei. Ce culoare vrea că facem roșu. Okay. Exact. Ok. Așa îl numim organism. Organism. Exact. Și mai facem un cerc, îl putem face cu portocaliu sau oricare altă culoare. Hai, și verde. Și verde. Culoarea mea. Care să treacă și să se intersecteze cu aceste două cercuri. Așa. Exact. Iar pe asta o numim sistemul nervos. Starea de spirit, sistemul nervos. Unde crezi tu că se află cauza acneei? Eu cred... Cu altă culoare, aici? Exact acolo se află cauza acnei. Stai. Din acest motiv, exact, bucățica aia mică, acolo se află cauza acnei. De aceea, Mirela, când încerci să deci tratezi... Deci unde se intersectează? Exact. Este un punct în spațiu. Este așa cum a zis Arhimede, dați-mi un punct și îți ridic, dăm un punct în spațiu și îți ridic tot universul, da? Sau îți ridic pământul. Deci, de aceea când tratezi acnea local... poți să tratezi doar pielea, deci, pielea ajută. Sistem nervos. Dacă tu te ocupi doar de cauzele interne, pentru că organismul reprezintă cauzele interne, dacă te ocupi doar de cauzele interne, nu ajută, fiindcă pielea are imunitate și dacă imunitatea jos, nu ajută. Iar dacă te ocupi de sistemul nervos, nu-i suficient, pentru că tu trebuie să iei în considerare lucrurile. Pielea are miliarde de terminațiuni nervoase. Tu dacă nu te duci și nu vezi cauza așa, poți să uiți. Deci este atât de complex tratamentul acneii,
Dacă tu nu umpli rezervoarele golite, dacă tu nu ai grijă de sufletul omului și dacă nu te ocupi de piele, dacă tu nu te duci de la început, bum, pe treaba asta, poți să o lălăi, frate, ajungi la 60 de ani cu acne. E, acum putem reveni la fotografia pe care mi-a arătat-o înainte și putem vorbi despre organe. Păi, dacă noi vorbim despre inimă, nu este clar că ai luat lucruri la suflet? Nu este clar că tu, psihic, nu ești așa cum trebuie? Tu, dacă vorbim, de exemplu, despre ficat, nu este clar că deja ai o grămadă de lucruri pe care tu nu le-ai rezolvat? Tu ești într-o acne, explodată pe pielea ta, este clar că tu stai și ai la activ milioane de lucruri neterminate. Eu întreb oamenii, tu ești genul de om care închizi lucruri? Câte probleme te ocupi acum și aici? Dacă e vorba de rinichi, câtă apă bei? Cum stai cu rinichii? Deci, pentru că iese pe piele când organul nu mai face față. Pielea este cel mai mare organ de detoxifiere a corpului. Okay. Colonul. Este clar că tu ai cel puțin problema de constipație, dacă nu mai mult de atât. Este clar că tu nu ai un tranzit intestinal așa cum trebuie și că digestia nu se află la cote optimale. Deci, normal că mă interesează și înainte de a trimite oamenii să facă tratamente, am zona asta de aparatură cu care la nivel energetic întâi evidențiem, pentru că îți dai seama în funcție de vibrația locului, cum stă locul respectiv și trimit omul la analize punctochit, punctlovit. De foarte multe ori însă, unele analize par a fi, la ce-mi trebuie mie asta? Aha. Păi asta e acnee de 10 ani. Vii la mine și îmi spui, am încercat aia, ce nu încearcă? Păi tu nu înțelegi că e un pic mai mult de atât? Dar știi că pe mine mă mai întreabă lumea de un loc unde să scape de acne. Și am spus, depinde, știu mai multe. Dacă vrei să mergi pe o pe o pantă ascendentă spre bine, să o iei de la început, să elimini cauza și pe urmă efectul și să treci prin toate etapele cu analize, cu testare de creme, cu o grilă de tratament, e ok. Dacă vrei mai simplu, te trimit dincolo. Depinde cât timp ai, câți bani ai până la urmă și dispoziție. Că trebuie să vrei cumva încă o întrebare. Trebuie să faci ceva și acasă sau ajunge să vin o dată pe lună la tratament și să fac toate analizele alea ce zici tu? Da, nu, Mirela, una este că ajungi, cei care au acne știu cel mai puțin despre acne. Asta aș face dacă vreau o regulă nouă acum. Purtătorul acnei este un purtător de acnee. Deci ajunge să fie un instrument în mâna acnei. Mie mi se pare un focar de infecție pe planetă. Exact. Deci, umblător. Umblător, da. Exact. Eu am fost obsedată, eu am avut acne în adolescență, m-am tratat. În momentul în care m-am apucat de machiaj, nu mai aveam de mult acne. Trecusem și prin școală de cosmetică, deci eram educată în sensul ăsta. Principala mea grijă a fost ca trusa mea să nu se infesteze vreodată și fetița noastră știe că mami seara stă o oră și dezinfectează și lasă trusa impecabilă, dar tot timpul cu mănuși, cu accesorii pe care le arunc, deci nu m-am uitat niciodată. Da, dar știu. Nici probleme n-am avut, adică știu. Prefer să-mi spună oamenii după aia, nu știu că m-am demachiat și pielea e mai bine, adică mai bine decât înainte de machiaj, ceea ce îmi place grozav. Da. Dar hai să revenim, mai avem o întrebare. Cum prevenim acnea? Mâncăm bine? Fructe? Legume? Fructele jumări? Și legumele poți să tragi și câte o jumară când e cazul, pentru cine nu-i vegetarian. N-am găsit poze cu jumăr, în sensul că nici n-am căutat. Da. Poți să tragi, dar dacă te-ai hotărât, dacă vezi că ai, ca părinte, știi că ai avut acnee și știi că ai acasă un copil care poate să treacă foarte ușor prin vârsta pubertății având acnee, pentru că aici o mai fac o paranteză, și pentru părinți și pentru copii, nu este aceeași viață dacă ai un copil care a trecut prin pubertate având acnee sau neavând acnee. Ca matur, tu nu ești același personaj
dacă ai avut sau nu ai avut acne. Acnea face toată diferența. Și dacă ai avut-o, atunci măcar să știi că ești un învingător. Da, și dacă n-ai avut-o, să nu fi trebuit să dai perioada asta, să dai, să plătești tribut acnei în perioada pubertății. Fă-mă să înțeleg. Dacă ai acne în adolescență, ca adult, ce primești de aici? Dacă te-ai așezat și ai început să-l tratezi, să tratezi acnea, și a fost extrem de serioasă în perioada asta. E rutină, educație, mod de viață. Crești, da. Copiii cresc la noi pe pat, până se termine liceul, ei deja sunt învingători, își cunosc pielea foarte bine, au păreri, ai cu cine vorbi, sunt impecabili, adică cresc din această acne. Cei care nu au perseverența să țină de treabă sau un părinte care să-i ajute, lasă la un moment dat tratamentul baltă, pentru că acnea are un sistem foarte ciudat de a se manifesta și te duce, ți-am spus, ești în mâinile acnei, ești un pion. Acnea se manifestă în sinusoidă. Și când ești bine, da, și când valul de, suntem acum specialiști în valuri, da, și când valul are cota jos, tu zici, gata, sunt ok, și las că mai pun un fond de ten și gata, nu mai apare, adică își bate joc de tine, iar tu o iei în serios. După care iarăși rupe. Deci dacă tu nu te ții de treabă, acnea se vindecă în 2 ani. Tu știi asta? 2 știu, ani. Da. Iar la pubertate poți să-ți ia și 3. 4. Exact. La pubertate poți să-ți ia și 3 și mai 4. Mult. Da. Asta nu înseamnă că tu vei avea acne 2 ani, 3 ani. Adică noi te ducem în situația în care tu arăți perfect. Dar grija de piele, pentru ca pielea să uită, memoria celulară a pielii trebuie resetată de memorie sănătoasă. Tu dacă vii după 2-3 ani de acnee, fiecare jumătate de an de acnee este echivalent cu un an de îmbătrânire a pielii, când vei crește. Dacă tu nu știi să te ocupi, te trezești în locurile în care au fost găurile mari lămase de la coșuri, se boccește pielea. Se ce? Boccește. Așa, așa, boccită. Așa. Asta de la rat, nu știu dacă există așa cuvânt. Boccea, eu știu că este o legătură pe care o țin când băți pe umăr, când pleci în pelerinaj sau undeva la munte. Se boccește pielea, okay. O vezi adunată așa, zici că e toată ridată și toată căzută. Nu-i te joacă cu acnea. Mă, dar te prinde nunta, rămâi însărcinată și transfer, duci mai departe și ca bărbat, soția rămâne însărcinată și duci acnea asta transgenerațional. Asta cum e asta să ai o acne transgenerațională? Deci cum prevenim? Să n-avem? În primul rând, ca mâncare, nimic nu este mai sfânt decât partea vegetariană și partea vegană. La vegetarian, în schimb, trebuie să luăm în considerare că laptele, brânza, iaurtul, dacă tu ai acnee, ele nu sunt recomandate în acnee, în schimb, în prevenție, dacă încă nu s-a manifestat acnea, nu este o problemă să mănânci lapte. Bine, la niște cantități reduse. Pe lista aceea există și chefirul? Și chefirul, deși chefirul este făcut are la bază o ciupercă, da? Și chefirul, pe de altă parte, dacă e în prevenție, nu e atât de grav. Îl poți pune pe față, îl poți bea. Dacă vezi că pielea își schimbă structura, acnea începe cu schimbarea structurii pielii, atunci scoți imediat laptele și produsele lactate. Da, pizza, ai voie? Nu știu, întreb și eu. Pizza, pasta, burgeri... Băi, nu prea. Nu prea. Îmi pare rău, dar nu prea. Hai să zicem că vegetariană, na. Vegetariană, vegană mai degrabă, mai ales dacă vezi că un copil și nu hotărăști tu ce-i dai, îl duci la medic în așa fel încât să-ți poți ține copilul așa. Dar noi ce facem cu copiii ca să nu-i chinuim, că îți dai seama, un copil vrea să mănânce și tu nu-i dai. În primul rând e nevoie de cineva care să-i facă o dietă și în funcție de ceea ce mănâncă copilul, vine la tratament la noi, dăm suplimente, îl țin din scurs și dacă văd că se agravează starea și că se duce spre acne, atunci intervin în forță și schimb dieta urgent. Trecem la următoarea întrebare? Da. Este deci e un mit, da? Da. Care spune că expunerea la soare vindecă acne. Așa este? Deci nu vrei să știi de câte ori am auzit asta. Și am auzit targetat, adică mă duc la soare, mă duc la mare, că am nu știu ce pe spate și trebuie să întreacă. Îți răspund tot ca la rad. Câteodată da, câteodată ba. Înțelegi? Depinde de gradul de poluare. Uite, îți spun o poveste personală a mea. Eu, înainte să vin în România, am stat în Norvegia și acolo am tratat acnea. Vreau să-ți spun că lumea se vindeca mult mai repede decât se vindecă în România. Mi-a luat timp să înțeleg că lucrul era legat de poluare.
Mi-a luat timp să-mi dau seama. Ritmul ăsta în Elveția n-ar trebui să existe, acne. Nu știu cum dacă, să zic. Depinde dacă fac tratament sau nu. Eu vorbesc de oameni care au tratament, de oameni care trăiesc. Deci, poluarea contribuie. Să-ți zic că din cauza... Poluarea este una dintre cauzele acnei. Să-ți spun eu că acum doar din cauza poluării acne, nu. Dar este una dintre cauzele acnei pentru că diminuează și scade starea de imunitate, deci diminuează rezistența pielii la intemperii. Poluare, curaze UV, egal exact. Radical liber pe piele, egal unde este, exact. Unde este poluare? Stratul de ozon se subțiază, se știe asta. Uh-huh. Acolo unde se subțiază stratul de ozon, razele ultraviolete, nu o să intrăm, că am vorbit altă dată despre asta, razele de ultraviolete trec spre noi și devin extrem de agresive. Să nu uităm că cu unele raze ultraviolete se sterilizează instrumentar, se sterilizează săr de operație. Uh-huh. Gândește-te că noi avem pe piele, avem microbiota pielii, avem o cantitate de microbi care ne apără pielea. Dacă tu te expui la soare... Așa e, un habitat, pielea exact, noastră. Dacă tu te expui la soare în zone poluate, te poți trezi că soarele, în loc să-ți facă bine... scade imunitatea pielii și se manifestă acnea mai tare. Eu am o grămadă care s-au întors absolut, cum o numim noi așa în limbaj popular, o acne absolut explodată. Bumerang. Extraordinar. Pe de altă parte, alții se duc nu știu unde la soare și se întorc, într-adevăr arată mai bine. Dar un lucru să fie clar, nu este tratament al acnei. Este parte din sinusoidă, tu poți arăta mai bine și asta de obicei vine la pachet cu un grad mare de deshidratare a pielii și s-ar putea să nu țină mult rezultatul, pentru că pielea nu face față dacă este deshidratată. Eu mi-amintesc, am început să-mi tratez acnea pe la 14 ani și la final de tratament mă puneau, nu știu, 2 minute, 3 minute în fața unei lămpi UV. Cred că ți-am mai spus asta. Da. Cred că a ajutat la vindecare, la eliminarea... La implementarea în piele, hai să-l numim așa, implementarea tratamentului, da, e bun. Nu aș spune, am trecut vremurile alea când să stai în față la o lampă cu ultraviolete, asta se pot face. Uite, am eu una acolo. O știu. E pentru am folosit-o și eu. Da, da. Așa. Se poate face, dar nu mai mult de un minut sau două. Astăzi n-aș mai da un asemenea tratament, dar dacă știi cum să-l faci, combina cu tratamentul, e ok, da. Mie mi-a făcut nu bine. Nu mai mult de un minut sau două, da. Ideea e că trebuia să vindece rânile, pentru că erau multe, și sterilizează foarte curăță bine. Da. Toată zona. Mă rog, și un minut și în o intensitate mare, deci următorul mit. Pastilele anticoncepționale echilibrează tenul acneic? Oh, oh. Sau îl țin în șah? Ce-i cu el? Măi, dar vii cu niște întrebări la care nu există răspuns simplu. În primul rând, să înțelegem ce se întâmplă cu pastilele anticoncepționale. Ele sunt și scopul lor este anticoncepțional, adică să nu rămânem însărcinate, nu-i așa? Dar... pentru că toată această... E cum se numesc în engleză, birth control pills. Exact, deci, birth control pills. E foarte... exist foarte bine. Ei, în momentul în care tu dorești să nu rămâi însărcinată, asta înseamnă că intervenim pe partea de pe sistemul de endocrinologie, intervenim în așa fel încât să suspendăm această funcție de a rămâne însărcinată. Pentru că este vorba despre glande și știm că glanda sebacee este cea care produce sebumul și în prezența sebumului se manifestă acnea, bineînțeles că intervine la nivel de endocrinologie și cumva ne trezim că o mână a acestei pastile, o explic așa cât se poate de negru, așa simplu, simplistic, o mână acestei pastiluțe mici ajunge cumva și ține în șah jocul glandei sebacee care produce mai mult sebum decât ar trebui. Tu dacă nu mai produci sebum și dacă ai o acne care se bazează pe stafilococ, o acne stafilococică sau ceva de genul ăsta, dintr-o dată arăți mai bine și da, foarte multă lume, atâta vreme cât a luat anticoncepționale, cumva a arăta mai bine. Dar să dai unui copil de 12-13 ani anticoncepționale pentru a nu avea acnee,
sau să le dai, aici un medic endocrinolog trebuie să hotărască ce să facă, eu nu sunt medic, dar un medic endocrinolog aici trebuie să hotărască ce să facă. Eu pot să spun de pe partea asta la alta unde vin pacienți, da, să vezi un copil la 12-13 ani cu pastile anticoncepționale, când există astăzi tratamente cu uleiuri esențiale, tratamente alternative, tratamente homeopate care funcționează foarte bine la 12-13 ani, mi se pare un pic cam mult. Doar dacă medicul endocrinolog hotărăște că acesta este tratamentul și eu nu am ce să mă bag. Okay. Pot să spun că am avut o grămadă de pacienți, cum ar fi Adina Buzatu, da? Ne permite să o dăm de exemplu, ea a avut o acne pe care și-a ținut-o în șah și în frâu ani de zile cu pastile anticoncepționale. Cum se lăsa și la un moment dat, fiindcă ea luase ani de zile, cum se lăsa de pastilele anticoncepționale, la 30 ceva de ani ea se umplea pielea de acne, da? Deci ele nu sunt neapărat... Adina are acum o piele de bebe. Ne-am ocupat arată de zile. Genial. Are o piele de bebeluș, ne-am ocupat ani de zile, iar ea este extrem de sârguincioasă și continuă să facă tratamente, foarte... știe exact ce piele are. Răspunsul la aceste anticoncepționale pot să spun câteodată da, câteodată ba, și că trebuie să meargă mână în mână neapărat cu tratamentul pielei și cu suplimentele de rigoare. Trecem la următorul mit? Da. Exfolierea tenului cu bicarbonat elimină acnea? Sau, pot să și reformulez, exfolierea în general cauzează ceva sau nu? E bine? Nu e bine? Ce facem? La acnee să vii cu ceva cu care freci acolo bine zona acnei? Nu mi se pare o idee chiar foarte bună. Dacă aș vrea să-mi dau eu personal cu părerea... E un mit, e prin netul cu tot felul de praf de cop pe față și d-alea. Catastrofală. Ce se poate face însă, pentru că pielea trebuie să treacă un proces de curățare, cel mai minunat peeling, hai să zic scrub, hai să zic, sunt peelingurile astea enzimatice, în care pui ceva pe piele și lași pielea să se dizolve. Deci un peeling enzimatic, exact. Poate fi o cremă sau o mască, da, pe care o aplicăm pe ten și face exact ce ar fi făcut o mască exfoliantă abrazivă. Exact. O lași acolo, o să acționeze și îndepărtează, eliberează porii de reziduri. Exact. Asta o mască enzimatică, fără frecuș, fără exact. Masare de exemplu, abrazivă. De exemplu, un ten care este gras, da, poți să-ți faci un ten care este doar gras, care are un coșici colo, da, bineînțeles, bicarbonatul este minunat. Deci e bun bicarbonatul? E foarte bun. Eu sigur că da. Bun, da. Gata. Dar, dacă ai un ten cu acnea explodată, da, explodată, tu nu poți să vii și să începi să faci un scrub cu bicarbonat. Chiar nu poți. Mm-hmm. Ce ar merita să faci? Ar merita să faci o concentrație, o apă cu bicarbonat, într-o concentrație mare, mm-hmm, și atunci foarte delicat poți să o pui pe piele și îți pui niște, tamponezi bine pielea. Mm-hmm. Aia poți să o faci. Mai echilibrezi pH. Exact. Sau ce poți să faci, dacă ai un gel, de exemplu un gel de aloe vera, poți dizolva acest bicarbonat în gelul de aloe vera și atunci când pui gelul ăla pe față, cu mișcări circulare și delicate, dacă nu simți că te zgârie, dacă simți că este o chestie delicată, poți să o faci și este foarte bună. Mm-hmm. Clar, pielea cu acne, pielea grasă are nevoie de exfoliere. Și de bicarbonat. Și e foarte bun bicarbonatul pentru asta, dar bicarbonatul este genial în foarte multe lucruri. Dar praful de copt? Că câteodată, și praful de copt e minunat. Să știi că și praful de copt are și el experiența lui pe piele. Trebuie combinat, am putea să facem odată niște rețete de frumusețe ale bunicii și să începem să le, să le mișcăm. Ok. Trecem la următorul mit. Femeile sunt mai predispuse la acne decât bărbații? Recunoște acest domn? Măi, să știi că era așa cândva, dar acum văd că nu mai este așa. Este așa cum cândva femeile mergeau mai mult să se penseze și acum văd că și băieții curg în valuri și în șuvoaie spre cosmetică. Foarte bine! Nu e chiar bună comparația, pentru că una e una, alta e alta. Anul ăsta este tendință principală dată de marile reviste, îngrijirea pielii masculine. Da, este obligatoriu. Este pe panta ascendentă și este foarte bine. Păi da, e obligatoriu. Ne dorim și noi ca ei să aibă
Și ei își doresc. Da. Pielea acnea înseamnă un mare disconfort. O, mai ales dacă au acne. Mai să știi că povestea asta este reală. Într-adevăr, fetele sunt mai predispuse la acne decât băieții, dar de vreme încoace și băieții au acne. Acnea băieților a ajuns la cote înalte față de cum era în trecut. Este un mit pe cale de dispariție, după părerea mea, povestea asta că fetele au mai mult decât băieții. Cândva așa era. Trecem la următorul. E un mit care se transformă în realitate, hai să zicem așa. Trecem mai departe. Ha, o întrebare care mă interesează. Machiajul accentuează acnea? Măi, dar astăzi există machiaj pentru acnee. Cândva, într-adevăr, ce să pui? Când tu nu știi ce să faci cu pielea, nu îți întrețineai pielea și te gândeai tu să-ți pui o pudră pe față. Știi că eu folosesc... Nu mai vorbim. Astăzi există machiaj care susține tratamentul de acnee. Eu folosesc aici o pudră pe care o am din Israel. O pudră cosmetică. Pe care ți-am dat-o eu. Da? Este făcută dintr-un amestec din plante. O mare revistă importantă a spus că este cea mai bună din lume. Da. Nu odată, de mai multe ori. Da. Mă, și într-adevăr, este foarte bună pentru tenul acneic, pentru tenul sensibil, doar că și pudra asta se face în valuri. Dacă într-un an cresc plantele alea, bine. Dacă nu, nu. Ceea ce... un fel de producție de pudră la hectar, nu știu. Exact, e. Da. Astăzi, dacă mă întrebi cu acnee, e ok să, cum e dat exemplul la începutul emisiunii, am acnee și ok să-mi pun fond de ten pe coșuri, răspunsul cred că este de la sine înțeles. N-ai ce să pui fond de ten pe o față neîngrijită, dar și dacă nu ai acnee, pielea trebuie îngrijită, trebuie curățată. Deci n-ai cum să te machiezi pe o piele neîngrijită, cu atât mai mult cu cât ai acnee. Eu pot să zic așa. Machiajul accentuează frumusețea, nu acnea. Exact. Pentru un ten acneic este nevoie de o bază de machiaj specială, este nevoie să lucrăm cu mănuși, este nevoie să pregătim foarte bine pielea înainte și să nu fie cumva într-o perioadă în care este foarte activată, adică imediat după un tratament cosmetic. Trebuie un pic să fie calmă, dar machiajul în sine, dacă este de calitate, dacă produsele sunt bine alese, chiar protejează foarte bine tenul acneic. Da. Eu am făcut asta și știu că merge. Da. Trecem la următorul mit. Pasta de dinți tratează acneea? Doamne, prin netul, cu mărci, așa, dacă vrei, găsim diferite tipuri de pastă de dinți, transparentă, colorată, neagră, pentru diferite probleme ale tenului. Da, poate da, poate ba, ce să zic. Dacă ai un coș și altceva nu ai ce să pui pe el și ți-ai curățat pielea foarte bine și nu ai ce să pui pe el și a doua zi ai o întâlnire și n-ai cu ce să acoperi acel coș, pentru că ce faci cu pasta de dinți, de fapt, iei oxigenarea coșului. Iar el sub această pastă are șanse mai mari să se retragă. Hai, nu mai zi. Deci... Dar să zic mai mult de atât. Da, e vizibil, adică umpli cu niște pastă de dinți pe față, nu știu cum să zic. Poți când te culci seara, când ajungi acasă, ce poți să faci? Poți să folosești, de exemplu, eu am vreo două, trei rețete de frumusețe ale bunicii, de acnee, în care folosesc un pic de pastă de dinți, dar o folosesc tot așa într-o mască combinată cu ceva, o folosesc tot așa într-o mască, dacă o mască o las pe față de obicei jumătate de oră, când am pasta de dinți, nici pomeneală să o las jumătate de oră, dar trebuie pentru conosori, da? Să iei pasta de dinți și să o pui pe întreaga față și pe spații care sunt curate sau care nu sunt afectate de coșuri, hai să ne oprim un pic. Să știi că eu dacă am febră și nu scade, fac repede un duș cu pastă de dinți, stau așa un pic, exact. Mentolată și hipotermică. Exact. Și funcționează. Scade febra cu cel puțin un grad. Exact. Trebuie să știi ce să faci cu ea. Este activă. Dar o fi bună pentru părul gras? Nu știu, întreb și eu. Pasta de dinți, dacă știi ce să faci cu ea, ai să te miri câte lucruri poți obține cu pasta de dinți. Uite, pentru că ai ochelari, poți să zic că dacă nu ai cu ce să cureți ochelarii și dacă ai o pastă de dinți care nu este abrazivă, care este foarte delicată, foarte bine curăți ochelarii pasta de dinți. Dai pe lentilă în față și în spate, după care îi speli foarte bine. Rămân ochelarii limpezi. Aș putea să zic un secret de-al meu și îl zic. Da. Există pe planetă o singură pastă de dinți care nu mi-umflă limba și pe aia o folosesc.
Wow. Ce poate să conțină o pastă de dinți de-mi umflă mie limba? Da, pasta de dinți trebuie aleasă cu mare atenție. Pasta de dinți trebuie aleasă cu mare atenție. Și în acnee nu poți să o folosești pe post de tratament, o poți folosi ca să arăți mai bine, așa, ca să de îmbunătățitor, dacă există așa cuvânt, dar nici într-un caz nu să-l pui pe piele, nici de cum să umbli ca un dalmațian cu puncte de pastă de dinți pe față, chiar nu, și sigur nu să atingi cu pasta de dinți zonele de piele sănătoasă, deci sub nicio formă. Am trecut la următorul slide. Măi, da, sucul de lămâie este foarte bun, dar aici mare atenție cu sucul de lămâie, nu-l poți pune direct pe față, e foarte bun sucul de lămâie, de exemplu, dacă ai luat un bețișor cum se numesc bețișoarele astea de urechi? Un bețișor de urechi. Cu vată. Da, cu vată. Pui un capăt al bețișorului în lămâie și atingi coșul. O singură dată, o singură atingere, vii cu celălalt capăt al bețișorului, bași din nou în lămâie, în zeama de lămâie, nu cumpărată, zeamă de lămâie proaspăt stoarsă, da? Îl bagi înăuntru, atingi din nou coșul. Atingi doar coșul, nu atingi pielea dintre coșuri, sub nicio formă. Zeama de lămâie nu se aplică direct pe față, mai ales pe zonele sănătoase. Zeama de lămâie este foarte bună și când îți apare herpes, face parte din formulele de sănătate, din ce facem noi, formulele de frumusețe ale bunicii. Dacă prinzi un herpes când apare și pui generos, ai grijă și în mod generos pui lămâie acolo, nu se mai manifestă herpesul. Portocale nu merge? Și portocala merge, dar e mai puțin. E mai puțin. Lămâie este extrem de eficientă. Ok, dar știi că este varianta și să bei suc de lămâie. Foarte bun. Sucul de lămâie dimineața, pentru cei care au, este una dintre rețetele bune pentru acne, apă călduță, deci o apă așa care să nu fie fiartă, o apă așa călduță. Când o bei, s-o simți că când trece, când curge pe gât lichidul, să-l simți că nu este cu mult mai cald decât temperatura interioară a corpului, da? Că știm că sunt diferite temperatura interioară a corpului și cea exterioară. Și pui, se spune, o jumătate de lămâie, eu astăzi consider că chiar o lămâie întreagă ar trebui. Există uleiuri esențiale pentru uz intern, pui o picătură până la 3 picături într-un pahar mare, eu am un pahar de jumătate de litru, pui într-un pahar din acela mare 3 picături de ulei esențial de lămâie, împreună cu o lămâie, împreună cu apă călduță, nu încălzește apa la microunde, nici pomeneală, pentru că îi modifici constituția apei și cu înghițituri mici, nu dai pe gât că te grăbești. Cu înghițituri mici, bei această jumătate, această apă cu lămâie și cu ulei esențial de lămâie, jumătate de oră după această apă nu mai bei altceva și dacă ai acasă și un filtru bun de apă, bine ar fi ca apa să fie filtrată. Apa filtrată o ții în sticlă de sticlă, vorbesc despre acne, este tratament de acne. Știi, chestii de astea mici pe care dacă nu le faci, nu-ți trece acnea și dacă le faci, zici, de ce nu-mi trece? Sunt forțe susținătoare în tratament. Și bei acest pahar de apă cu acne. Vreau să-ți spun că este pahar o diferență... Pahar de apă cu lămâie. Cu lămâie, da. Jumătate de litru cel puțin. Vreau să-ți spun că susține tratamentul acnei a la lung, undeva după 3 luni, 4 luni, se poate vedea diferent. Nu mă întreba cum funcționează. Eu multe ce dau aici sunt tips din ce am observat și vin cu o regulă generală la mai mulți oameni, nu cu o regulă care a funcționat la un singur om. Ok. Care sunt etapele tratării acnei? Și acum eu mă relaxez. Că uite, ori urci munții, ori urci o scară, n-am vrut să pun fotografii cu acne, că nu mi se par prea estetice, așa că am preferat să pun asta. Te duci la tratament. Acasă ce faci? Calci în fiecare seară fața de pernă, spui tu comprese, înghiți pastile, ce faci de fapt? În primul rând mergi la un specialist? Trimit pe cineva la tine, specialist în acne, ce se întâmplă? În primul rând mergi la un specialist care să te vadă. Și e nevoie de un specialist care să știe mai mult decât dermatologie, care să știe mai mult decât cosmetică, care să știe mai mult decât medicină alternativă și să știe mai mult decât dermatocosmetică. Deci trebuie să fie un cumul de oameni, de specialiști, care să înțeleagă că tu, acnea, este o boală sistemică. Ce înseamnă sistemică? Tu ai început cu ovar polichistic și din ovar polichistic ai dat în acnee. Ai început cu depresie și din depresie ai dat în acnee.
Ai început cu o răceală, ți-a scăzut imunitatea și de la răceală tu ai dat în acnee, pentru că acnea întotdeauna apare ca urmare a ceva. Asta înseamnă sistemic. Să înțeleagă că există, factorul este plurifactor, nu știu dacă așa se spune pe românește, nu există un singur factor. Mm-hmm. Da? Sunt mai mulți factori. Ca de exemplu ai helicobacter, ai bacteria helicobacter și asta îți întreține acnea. Să știe că există factor cauzator la acne și factor întreținător la acne și eu am învățat pe parcurs. Mm-hmm. După care începem tratamentul, care este de cosmetică, care este... Stai, specialiștii ăștia te trimit să faci investigații. Da. Ok. Specialiștii ăștia te trimit, în primul rând, trebuie să mergi la endocrinolog, trebuie să faci, îți recoltăm din pustulă, să știm ce conține pustula, te trimitem la analize de sânge, bineînțeles că analizăm vibrația, nu vreau să dau nume de aparate, dar analizăm vibrația diverselor zone a corpului, diverselor organe a corpului, avem nevoie și de psihologia acnei, după care, fiindcă am ajuns la finalul emisiunii, poate mai facem o emisiune tot pe acnee, după care tratamentul se împarte în două, unul la lucru, la noi, la clinică și unul acasă. Înainte să ne luăm la revedere, vreau să-mi spui cu da sau nu. Scăpăm sau nu de acnee? Dacă ești serios și perseverent, răspunsul este da. Dacă doar vii să te ocupi de cioace, răspunsul este nu. Ok, să fie da. Ne luăm la revedere. Eu sunt Mirela și ea este Tea. Împreună suntem Meet Influencer Authority. Ne întâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră. La revedere! Liniuță TH.